Asta e una din mâncările cele mai scumpe. Se făcea din grâu sau arpacaș, în ziua de astăzi, cu carne la cuptor, dar se fierbea întâi grâul bătut, avea un fel de butoare sau de dar, cum bați untul, cum faci, ei băteau cu un fel de bătător, cu o tulpină de scurbită de pom, băteau grâu acolo și fărâmau. Grâul ăsta se fierbea, după care separat. Îi se punea puțin lapte în el ca să-l îndulcească, carnea se punea la cuptor separat, în zeamă multă făcută cu vin, cu tot felul de condimente care aveau în zona respectivă, după care se amestecau și se punea la cuptor. Deci toată carnea amestecată cu bulgur se punea la cuptor. Asta era una, și acum una din mâncărurile scumpe care și astăzi necesită o cheltuială mai mare. Pentru că pe lângă faptul că în ea trebuie să pui, acum se poate face și bulgurul și cu carne de pasăre și de porc, dar el este de esențial, cel adevărat, este cu carne de oaie. În el se mai pune niște carne de oaie sau pastrama afumată,